Bine v-am găsit pe toți la lecția numărul 31. La această lecție noi vom vorbi despre logica booleană în limbajul C. Anterior noi am vorbit despre true și false. Am spus că 0 înseamnă false, iar orice număr diferit de 0 înseamnă true, deci minus 100, 40, 50, 1000, 1 înseamnă true, iar 0 false. Astăzi vom vorbi despre și sau. Deci înainte de a trece la practică și de a vă arăta cum lucrează aceste operații în limbajul C, eu aș dori să vorbim despre ele la abstract, de obicei, cum noi facem. Am spus că vom vorbi despre operatorul și. Operatorul și se marchează prin apersant-apersant, iar operatorul sau se marchează prin bară-bară. Aceasta înseamnă și, aceasta la noi este sau. La început aș dori să vorbim despre operatorul sau, deoarece este puțin mai simplu. Și vă dau un exemplu din viață. Mama v-a spus sau duci gunoiul sau faci lecțiile și atunci îți dau voie să ieși afară. Da, deci eu trebuie să fac lecțiile sau să duc gunoiul. Dacă cel puțin una din condiții este adevărată, dacă eu, spre exemplu, am făcut doar lecțiile iar gunoiul eu nu am dus, eu oricum sunt liber. Deoarece s-a vorbit că sau faci lecțiile sau duci gunoiul. Lecții sau curățenie. Și dacă cel puțin una de aici este true, înseamnă că la noi la ieșire va fi true. Sau 1. Da? În alte cuvinte, 1 sau 0, la noi va fi 1. True. 0 sau 1, la fel va fi true. Eu nu am făcut lecțiile, însă am făcut curățenie, am dus gunoiul și așa mai departe. Deci eu sunt liber. Dacă eu am făcut ambele, la fel avem true. Iar dacă nu am făcut niciuna, avem false. În modul următor lucrează operatorul sau. Da, deci adevăr sau fals, la noi va fi adevăr. Fals sau adevăr va fi adevăr. Adevăr sau adevăr va fi adevăr. Iar fals sau fals va fi fals. Cum ar lucra operatorul și? Deci mama a spus, faci lecțiile și faci curățenie. În caz contrar, nu vei ieși afară. Da? Deci noi trebuie să avem și lecții și curățenie. Când va fi aici true? Atunci când eu am făcut și lecțiile, dar am făcut și curățenie. În cazul dacă eu nu am făcut lecțiile, dar am făcut curățenie, voi avea fals. Deoarece mama a spus că eu trebuie să fac și lecțiile și curățenie. Deci aici presupune că ambele operanțe fie true și în acest caz la ieșire eu voi avea true. Dacă cel puțin unul din acești doi operanți este fals, atunci eu voi avea fals. Mai jos facem o reprezentare. 1 și 1 la noi va fi 1. Adevăr și adevăr va fi adevăr. Și, spre deosebire de sau, presupune ca ambii să fie true, în cazul dacă ne dorim să avem la ieșire true. Da? Deci, trebuie să se îndeplinească ambele condiții, lecțiile și curățenia. Iar aici, cel puțin una din condiții. Aici ambele, iar aici cel puțin una. Acum, dați să facem ceva practic. Am să creez o variabilă. Lasă să fie ea de tip int, pe care vom numi result, și în result vom păstra 1 sau 0. Iar apoi vom afișa rezultatul. La ieșire avem 1. Dacă aici vom pune 0 sau 0, vom avea 0. 1 și 0 la noi va fi 0. După cum am spus, ca să fie true aici trebuie ca ambii să fie true. Da, deci avem true. Și interesant ce va fi dacă 1 și, spre exemplu, minus 21. Avem la fel true. După cum am spus, în programare, orice număr diferit de 0 reprezintă true.
Дуниваст Ралафел птец лукра, шку библиотека Астеда Бул, Энсе, Йо, префер Майдеса Фолсеск, Валорли Зеро Сауну, Диварча нам не войди библиотечу экстерне. Акум дация эвалуем ниште экспрессии май компликати, при экземплу, ин резалт вам пастра, результату, дака 3 есть май мари ка уну, сау, 2 есть эгал ку осута. Аич се ва эвалуа экспрессия даты, я ва ретурна тру, диварча 3 есть май мари ка уну, ячи аич авем уну, сау, аич авем 0, дечи налт кувинте вам авя уну сау 0. În rezultat se va păstra 1. Dacă vom pune și, vom avea fals. Acum vom face așa un exemplu. Putem în if adăuga mai multe condiții. Spre exemplu, dacă 3 este mai mare ca 2 și 10 este mai mic ca 11, atunci vom afișa OK. Da, deci s-a afișat OK. Dacă cel puțin o condiție de aici va fi falsă, nu se va afișa. Nimic nu s-a afișat. În felul următor, în if, noi putem adăuga condiții mai multe. O să vă întâlniți foarte des cu chestiile date, așa că trebuie să le știți. Dați să facem acum un program mai interesant. Spre exemplu, utilizatorul va introduce un număr de tip întreg. Îl vom citi de la tastatură. Și în cazul dacă numărul este par, când vom face modulul 2 și restul va fi 0, și totodată dacă numărul va fi negativ, atunci vom afișa că numărul este negativ și este par. Numărul este negativ și este par. Aici ar fi bine să lăsăm un slășer slășen. Минус 52. Номер, если негатив, ши есть пар. В момент родучая, при экземплу, цифра минус 7. Ну, а сатисфакут кондиция? Деварче, минус 7 есть негатив, însă ну есть пар. Дечи, аич, эндул, но авут лог. Яр, дака вы фаче, при экземплу, пур симплу опт. Дежа у алт кондиции ну сан деплинит. Iar noi aici avem AND și la noi numai decât ambele condiții trebuie să fie adevărate ca să se execute acest bloc din IF. Da, să experimentăm cu SAU, da, deci invers, dacă numărul este par sau este negativ. Aici, în loc de și, vom pune SAU, numărul este negativ sau este par. 100, numărul este negativ sau este par. Acum vom pune, spre exemplu, minus 9 și, spre exemplu, minus 8. Un moment foarte important aici. Spre exemplu, am introdus minus 8. Minus 8 este totodată negativ, dar este și par. Ce va fi aici? Deci, se va verifica dacă numărul este par. Numărul este par. Și programul va întâlni operatorul sau, și dacă el va vedea că este operatorul sau, iar primul operand deja este true, această expresie nu se va evalua. Pentru ca această expresie să fie true, avem nevoie ca cel puțin un operand să fie true. Iar la noi primul deja este true, da, deci minus 8 este număr par, și atunci programul nostru nu va mai efectua această comparație. Este o chestie bine de știut, deoarece pe viitor, aici pot fi apelate niște funcții, deci priviți. Voi avea o funcție callMe. Dați ea să fie de tip int. Va returna la sfârșit 1, iar la apelare va scrie sunt
in call me. Slash r slash n. Și priviți un moment interesant. Deci, această expresie se va evalua și dacă aici avem sau, această expresie nu se va evalua în cazul dacă prima expresie este true. Da? Deci, dacă aici avem true și avem sau, programul nu va efectua restul comparațiilor. Minus 8. Numărul este negativ sau este par. Iar sunt în colmi nu s-a afișat. Acum, dați, spre exemplu, să scrim alt număr care nu este par, dar este negativ. Minus 7. Deja s-a apelat sunt în colmi. Da, observați, această expresie a dat fals, avem 0, iar apoi avem sau. Și deja această expresie s-a evaluat și a fost apelată această funcție. În cazul cu și, după cum am spus, pentru și avem nevoie ca toți operanzii să fie true. După cum observați, aici a dat fals, minus 81 nu este număr par, atunci programul nu mai este necesar să verifice operandul din dreapta, deoarece primul este fals, aici avem 0, și noi știm că la și, dacă cel puțin unul din operanzi este 0, atunci rezultatul va fi 0. Trebuie ca toți operanzii să fie true, 1. În felul dat, programul vostru lucrează mai optimizat, este o chestie puțin mai avansată, poate v-am încurcat puțin, mai priviți odată, însă dacă nu ați înțeles acum, nu nimic strașnic, mai târziu veți înțelege. Puteți să mai priviți odată acest moment, să mai experimentați, să încercați și singuri. Acum, dați să facem un program. Vom lua variabilă tip întreg i, care la noi va fi minus 10. Vom utiliza ciclul for. Aici noi am putut și să nu inițializăm variabilă, deoarece vom folosi for. Și la for vom inițializa variabilă aici. I la noi va fi minus 10, i mai mic ca 10, i++. Incrementăm i-ul la fiecare iterație. Și în cazul dacă i la noi va fi impar, da, deci va fi diferit de 0, și i va fi mai mare ca 0, vom afișa ko, iar în caz contrar, dacă i-ul mod 2 la noi este par și i este negativ, vom afișa OK. Totodată aș dori să afișăm i-ul nostru. Deci iterăm de la minus 10 până la 10. I la noi este minus 10. Este par și este negativ. S-a afișat OK. Tot așa. Minus 8, minus 6, minus 4, minus 2. Iar deja s-au afișat cifrele pozitive. Puteți să experimentați cu AND și OR, adică și sau. Eu vă doresc succes în continuare. Ne vedem la lecția numărul 32.